Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Sunt Bogdan Gamaleț și vă prezint un material pregătit și documentat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Farse celebre din teatrul românesc. În teatru au avut loc farse puse la cale de către actori chiar din vremea lui Caragiale. Autorul Nopții Furtunoase a adunat cu pana lui de geniu câteva farse sub titlul Din carnetul unui vechi sufleur. A fost imitat de Sica Alexandrescu, de Mircea Micu sau Vlad Mucur și, datorită acestora, astăzi ne putem amuza de năstrușniciile puse la cale de mari regizori și mari actori. Farsele din teatru nu s-au oprit niciodată și acestea au continuat până în ziua de astăzi, iar ecourile lor au ajuns la noi fie verbal, fie prin memoriile și jurnalele marilor noștri actori și regizori. În timp, regizorul Sica Alexandrescu, precum și Gabi Mihailescu, au notat în ale lor memorii, pe lângă întâmplări din lumea teatrului, peripeții din turnee sau de la repetiții, și niște farse care rămân celebre stârnind buna dispoziție oricui, oricând. Popularitate. Sica Alexandrescu povestește în memoriile sale cum trupa Teatrului Național se afla în turneu cu O scrisoare pierdută, la Teatrul din Craiova. Din distribuție făceau parte mari actori Costache Antoniu, Nichi Atanasiu, Marcel Anghelescu, Alexandru Giugaru, Talianu, dar și Birlic. Plecaseră de la hotelul Minerva în grup spre teatrul unde avea loc spectacolul. Mergeam pe mijlocul străzii și, la câțiva pași în urma noastră, mulțime de craioveni la pași mărunți se țineau după noi, își amintea Sica Alexandrescu. Uitați-vă ce puhoi de lume e în spatele nostru, spune unul dintre noi. Popularitate, n-ai cum să te ferești, adaugă altul. Suntem cea mai bună reclamă, se împăunează un al treilea. Îl iau la braț pe Birlic, rămân în urmă și îi spun, Grigore, la prima intersecție tu ia-o la stânga. De ce? O să vezi, ia-o la stânga singur. Așa a făcut și toată Craiova a cotit-o la stânga după el, părăsindu-ne pe noi cu popularitatea și reclama, expulzat în spatele scenei. Tot actorul Grigore Vasiliu Birlic este eroul următoarei întâmplări. Birlic juca în rolul Canciano din Bădăranii, de Goldoni. La premieră, în scenă, la rampă, Calboreanu, Giugaru, Marcel Anghelescu și, mai într-o parte, Birlic. Sfadă mare între cei trei, în timp ce Birlic îi scrutează fără vorbe de un lat de palmă. Întregul teatru e cu ochii pe el și efectele celorlalți se duc în gol. A doua zi, Calboreanu se plânge lui Sica Alexandrescu, regizorul spectacolului. Mută-l pe băiatul ăla mai în fund. Trebuia să-ți dai seama, plasat lângă noi, strică scena. Ne-a stricat-o, s-au dus dracului efectele. La al doilea spectacol, ca să satisfacă pe Calboreanu, Sica îi spune lui Birlic ca în momentul când începe cearta să se bage după sobă. Zis și făcut. Numai că în punctul când sfada este la paroxism, ca să-și evidențieze participarea, Birlic ivește nasul de după sobă. Ropote de aplauze rup sala în două. Și Calboreanu a doua zi îi spune lui Sica, adu-l pe băiatul ăla înapoi, e mai bine să fie lângă noi. Din jurnalul lui Gabi Mihailescu. Rața care măcăne. Regizorul Vlad Mugur povestește în memoriile sale câteva întâmplări comice la care a fost martor, unele petrecute chiar în spectacolele sale. Astfel, în spectacolul său de debut în teatru era o scenă cu actorul Florin Scărlătescu. Acesta interpreta un inspector din minister care primea plocoane de la niște țărani, iar unul dintre ei aducea și o rață vie pe scenă. George Vraca, marele actor care juca și el în spectacol, l-a întrebat pe regizor dacă este de acord să-i facă o farsă colegului. Vraca l-a plătit pe actorul care îl juca pe țăranul purtător de plocoane să facă așa încât rața să măcăne printr-o apăsare numai de el știută. Deci, în timp ce Florin Scărlătescu rostea un monolog demagogic, rața trebuia să măcăne. Și a venit și seara mult așteptată.
Pe fiecare replică demagogică a inspectorului jucat de Scărlătescu se auzea câte un mac. Deci câte demagogii, atâtea macuri. Și demagogia și măcănitul se potriveau. Publicul râdea cu lacrimi, actorii pe scenă abia se mai stăpâneau, doar Scărlătescu se înfuria. El nu mai culegea aplauze, doar rața și măcănitul luau aplauze la scenă deschisă. Deodată Florin Scărlătescu a prins rața de cioc și s-a răstit la ea. Acum vorbesc eu! Și din nou aplauze. Râsul homeric a luat sfârșit atunci când oficiosul comunist, ziarul Scânteia, prin activista Margareta Bărbuță, inspector în Ministerul Culturii pe atunci, a înfierat ca imposibilă și împotriva oricărei etici muncitorești această practică de a face farse. Dar pe vremea aceea se râdea atât de rar. Patima jocurilor de noroc. Puțin știu că Grigore Vasiliu Birlic a fost un pătimaș al jocurilor de noroc. Gabi Mihailescu, impresarul marelui actor, pomenește în memoriile sale despre pariul austriac, chinta royală, ruleta, loteria, pronosportul și în special cursele de cai. Marele actor era vrăjit de iluzia dulce a îmbogățirii. 3 zile pe săptămână paria și juca. Cheltuia sume imense pariind pe cai. Ajun de curse. Seara la teatru are loc un spectacol după autorii vienezi Arnold și Bach, adevăratul Iacob. În primul rând, spectator Traian Marcu, cunoscutul antrenor și conducător la trap. Pe scenă, Birlic și Timică își încrucișează replicile. La un moment dat, în timpul spectacolului, Traian, cunoscând ieșirile din fire ale lui Birlic când e vorba despre cursele de cai, scoate din buzunar programul curselor de a doua zi. Deschizându-l, bate cu dosul palmei proaspăta tipăritură, îndreptând un ostentativ semn actiatului după noroc, ca și cum ar vrea să-l lămurească încă din scenă, peste suflări, cine bate în cursa a cincea. Prins în jocul hazardului, Birlic vede hârtia, întinde gâtul spre sală ca să citească, nu dă replica în spectacol, își lasă partenerul mofluz. Uitând de răspuns, se înclină peste rampă să afle, între două replici, ce l-așteaptă a doua zi. Spectacolul stagnează, se întrerupe. Nervos iese din scenă. Timică aleargă după el, îl trage de haină ca să-l aducă pe scenă și să continue spectacolul. Sica Alexandrescu își amintea cum salariul, foarte mare, dar și tantiemele lui Birlic erau luate direct de cămătarii la care autorul se împrumutase pentru a paria la cursele de cai. Astfel, ca actorul să nu moară de foame, Sica ascunsese, pe alt stat de plată, o parte de bani pe care actorul îi ridica personal. Bani scăpați de cămătari, dar ce folos? Actorul mergea la cazinou și îi juca imediat, fără succes, bineînțeles. Când te apucă râsul, regizorul Sica Alexandrescu povestește în memoriile sale cum se juca la teatrul de comedie Greva Femeilor, iar din distribuția spectacolului făceau parte actorii Maximilian, Jules Cazaban și Marcel Anghelescu. Jules Cazaban era tartorul ghidușiilor în teatru. Nu știa ce să mai născocească în fiecare zi. Se știa grava meteahnă de care suferea Marcel Anghelescu. O meteahnă de nelecuit. Dacă l-apuca râsul în scenă, era pierdut. Nu se putea stăpâni. Râdea până leșina. Comedia scrisă de Nicușor Constantinescu pornea de la textul Lisistratei, fiind cumva o variantă modernă, iar Marcel Anghelescu era victima femeilor. Juca o doică, intra în scenă cu un cărucior, plimba copilul de care mama lui nu voia să știe. Spectatorii nu vedeau copilul din cărucior și nici nu era nevoie să-l vadă. Acolo era doar o păpușă de mărimea unui sugar, înfășurată în scutece și pusă în dantele, iar căruciorul nu arăta ca cele obișnuite. Scenograful își imaginase un fel de roabă îngrijită, frumos împodobită, dar care avea un cusur. Se răsturna ușor dacă lăsai din mână mânerele.
tocmai acesta a fost motivul pentru care s-a pus păpușa în cărucior, ca să nu se răstoarne. Personajele jucate de Cazaban și Maximilian intrau în scenă la un moment dat, venind de la piață cu niște coșuri și arătau ca niște adevărate bucătărese. Își povesteau necazurile exact ca niște femei. Dar, într-o seară, ieșind din linia dialogului din piesă, fără nicio legătură cu textul spectacolului, Cazaban aducea tot timpul vorba despre copil. Marcel Anghelescu aude, se miră, intră la bănuială, simte că s-a pus ceva la cale, după care se amestecă și el. Vor să vadă copilul. Crede că nu e păpușa în cărucior. Ca să le dejoace farsa, Marcel promite că le va arăta copilul și ferește căruciorul, nelăsându-l pe Cazaban să-l dezvelească. Nu! Nu pune mâna că-l trezești și când se scoală din somn, țipă de te asurzește, iar eu n-am cu ce să-l potolesc, n-am ce să-i dau să sugă. Bine, dar vreau să-l văd în gerașul, te rog. Și eu, spune Maximilian, am auzit că e frumos, că seamănă leit cu tine. Ți-l arăt eu, vi-l arăt eu. Și Marcel lasă din mână mânerele cu mare grijă și trece spre public ca să ascundă de ochii spectatorilor căruciorul în caz că era gol. E convins că în felul acesta îi va lăsa cu buzele umflate pe cei doi farsori complici. Se apleacă matern asupra copilului, dă cu băgare de seamă la o parte plăpumioara de dantelă și izbucnește într-un hohot de râs nebunesc. Nu mai poate, fuge din scenă. Căruciorul lipsit de sprijin se răstoarnă, păpușa se rostogolește pe jos și se oprește lângă rampă cu fața spre public. Suflorul începe să râdă, primul rând din sală dă tonul la râs, celelalte rânduri saltă în picioare și râd, ca apoi toată sala să râdă în hohote. Ce se întâmplase? Copilul din cărucior, grație cuplului Maximilian Cazaban, avea ciocul și mustățile lui Napoleon al III-lea. Și nu era o păpușă, ci o focoasă și jună actriță. Grație momentului de farsă au sărit peste scena care urma, ajungând direct la cea finală, pentru că pe Marcel îl apucase râsul și nu mai putea juca. Farse la Teatrul Național. Ovid Brădescu era un actor foarte talentat. Una dintre ambițiile lui era cum să-i arate lui Ion Manolescu, alt mare actor, cum să joace moartea civilă, o melodramă, în finalul căreia actorul din rolul principal moare, făcând spume la gură. Melodrama scrisă de Giacometti, prin rolul pe care îl juca Ion Manolescu, abusese un succes imens la public în sute de reprezentații. Dar Ovid Brădescu era convins că va întuneca succesul lui Ion Manolescu dacă îl va juca el. Degeaba explica prin hârciumi, pe la cafenea, prin biroul directorului sau cabina actorului din teatru, cum se juca rolul însoțindu-și explicațiile jucând. În anul 1923, la Teatrul Popular se punea în scenă Moartea civilă cu Ovid Brădescu în rol principal. Își luase toate precauțiile ca să-și asigure izbânda, dar nu știa prin ce mijloc ar putea face spume la gură în momentul când personajul moare. Alt actor, Nicu Dumitriu, juca rolul doctorului Palmieri. Ovid îl trimite la farmacie ca să-i dea un leac pentru clăbucii de la gură din finalul spectacolului. Acesta îi aduce pastile de făcut apă oxigenată, cu indicația de a lua una și de a o pune sub limbă. În seara spectacolului, la ultima scenă, Ovid Brădescu a avut grijă să-și pună sub limbă mai multe pastile. Până să moară, scena e lungă, eroul are multe de spus. Pastilele au început să-și facă datoria, actorul a simțit că îi se umple gura cu spumă, că dă pe din afară. Spunea replica și clăbucii se înmulțeau. La început, clăbucii au ieșit prin colțurile buzelor. Apoi s-au prelins spre bărbie luând aspectul unui cioc, apoi al unei bărbi respectabile, dar albă. Și încet, încet, barba semăna cu cea a lui Moș Crăciun. Sfâșietoarele momente de dinaintea morții ce ar fi stors lacrimi din ochii spectatorilor s-au transformat în hohote de râs. Spectacolul nu s-a mai jucat. Ovid Brădescu era convins că Nicu Dumitriu i-a făcut-o din adins.
Peste câțiva ani, ambii actori angajați la Teatrul Național, Ovid Brădescu și Nicu Dumitriu, împărțeau aceeași cabină. Se machiau, se costumau acolo. Jucau în spectacolul Madame Sans Gêne, de Victorien Sardou. Ovid juca Madame Fouché. Nicu interpreta rolul Napoleon. Are loc premiera și succes imens. Nicu își confecționa în fiecare seară, în cabină, în fața oglinzii, nasul lui Napoleon din Nasenchit. Nasenchitul este o pastă cu ajutorul căreia se îndreaptă sau se strâmbă nasul, după cum e rolul. Ca să fie expresiv, să arate ca Napoleon, Ovid încerca să-l convingă că nasul lui nu are viață și că trebuie să amestece și să frământe bine Nasenchitul cu drojdie de bere. Asta îi dă un luciu deosebit, un aspect natural, i-a spus Ovid amicului său. Se spune că Nicu Dumitriu a rămas pe gânduri, se uita în oglindă, punea mâna pe nas și era indispus pe motiv că nasul lui n-avea viață. A doua zi a venit mai devreme la teatru și, după ce s-a dezbrăcat, a scos un pachetel de drojdie din buzunar, l-a desfăcut cu mare grijă, a luat nasul din ajun făcut din Nasenchit și a început să-l frământe cu drojdie de bere până a ajuns o pastă moale. Apoi și-a mulat pasta pe nas. Când a venit Ovid Brădescu, Nicu era cu nasul deja pus la punct. A început spectacolul. Napoleon era mai în vervă ca oricând. În scena dintre Napoleon și spălătoreasă, plină de dragoste, actrița care juca Madame Sans Gêne se uita foarte ciudat la partenerul ei de rol. Holba ochii și își încrunta sprâncenele. Apoi a început să se simtă un freamăt în public, deși nu era nimic de râs. Până să cadă cortina, la final, freamătul din sală s-a transformat în cascadă de râs și în niște aplauze generoase la scenă deschisă. Nicu, printre dinți, în loc de replicile amoroase din piesă, își întreabă partenera: "Ce-am, dragă, de ce râd?" "Nasul, nasul tău." În timpul acestei convorbiri șoptite, cortina a ajuns jos, iar Nicu a alergat spre cabină la oglindă. S-a îngrozit. Napoleon avea un nas mai mare ca al lui Constantin Tănase. Nasenchitul, amestecat cu drojdia de bere și căldura din sală, a dospit, iar până la finalul spectacolului a început să crească fix ca o cocă. "Mi-o făcut și nene," i-a spus Nicu Dumitriu lui Ovid Brădescu, intrând în cabină plăștit. "Ți-o făcui," i-a răspuns Ovid, topit de râs. "Dar nu uita că acum 15 ani mi-ai făcut-o și tu cu spumele la gură din moartea civilă." Prieteni, sunt Bogdan Gamareț. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Îmi au rămas bun de la voi, însă nu înainte de a mulțumi și prietenului nostru George Hodorogea. Pe curând!